26 iunie, ora 18, Teatrul Eugen Ionescu. În premieră absolută la Chișinău, închiderea stagiunii concertistice a Filarmonicii Naționale la Teatrul Eugen Ionescu. Două creații spectaculoase, Dan Variu la Bulciugul Mirului și cantata Carmina Burana de Carl Orff. Participă actorul Ovidiu Crișan, România, cantorul Dumitru Mâțu, ansamblul de dans Fluieraș, Natalia și Aliona Duminică, surorile Osoianu, ansamblu de chitariști Picado, instrumentiștii Călin Corai și Sergiu Mușat. Surpriza serii, soprana Tatiana Trtiac din Belarus, de asemenea tenorul Ion Timofti, baritonul Alexei Digore, duo pianistic Anatolie Lapicus și Iurie Mahovici, corala Doina condusă de Ilona Stepan, orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale, dirijor Mihail Agafiță. 26 iunie, Teatrul Eugen Ionescu, 18:00. Grăbiți-vă, vă așteaptă un spectacol muzical de excepție în regie lui Petru Vutcăreu. Biletele la casele Filarmonicii și Teatrului Eugen Ionescu. Telefoanele 22 27 34 și 23 38 33.